Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare meteorologică cod galben, valabilă pentru perioada 19 iulie ora 12-21 iulie ora 18. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 19 iulie ora 12-21 iulie ora 18, vremea va fi caniculară în sudul și estul țării, iar indicele de confort termic, temperatură umezeală, se va situa peste pragul critic de 80. Maximele temperaturii aerului vor depăși 35 de grade, iar în lunca Dunării și în Bărăgan vor atinge 37-38 de grade. În ziua de 19 iulie, regimul termic canicular va afecta și regiunile vestice. De asemenea, în intervalul 20 iulie ora 9-21 iulie ora 18, instabilitatea atmosferică se va accentua începând din vestul țării și va cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi averse ce pot avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu aspect de vijelie. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 50 de litri pe metru pătrat și vor fi căderi de grindină. Comitetele locale pentru situații de urgență au obligația să monitorizeze cu atenție evoluția fenomenelor meteorologice pentru a se putea interveni în timp util în cazul apariției unor evenimente deosebite.